Da, în prezența este una confortabilă, 12 din 13, declarăm deschis lucrările ședinței de astăzi, 30 iunie 2021. O să dau citire dispoziției de convocare a domnului primar pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Măsărilețul Bacău din data de 30 iunie 2021. Primarul Comunei Măsărilețul Bacău, având în vedere dispoziția articolului 133, aliniatul 2, litera A, articolul 134, aliniatul 1, litera A, aliniatul 3, litera A, litera B, din codul administrativ aprobat, conform OUG 57 din 2019, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Vârstănești, județul Bacău, care va avea loc la ora 30, la data de 30 iunie 2021, orele 16, la sediul primăriei Comunei Vârstănești, în sala de Consiliu, având următorul proiect al ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării prin convenție cu titlul oneros de către Comuna Vârstănești, județul Bacău, asupra pensiei de 1400 de metri pătrați, situată în extravilanul statului Vârstănești, pentru executarea unei stații de tratare urinare, 2021, inițiator domnul primar botezatul Gelu. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunului, a grupului sanitar aferent școlii din satul Bătești, Comuna Vârstănești, construcție cu durata de serviciu normală expirată, în vederea casării și demolării, inițiator domnul botezatul Gelu, primarul comunei. Proiect de hotărâre 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție, construire centru de direct în satul Vârstănești, Comuna Vârstănești. Inițiator, domnul primar, botezatul Gelu. Diverse. La punctul 4, avem diverse. Articolul 2. Prevederile prezente în dispoziții vor fi apuse la definire de către secretarul comunei și vor fi apuse la cunoștința publică prin afișare. Propun spre aprobare ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Pentru unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Dau cuvântul domnului primar pentru primul proiect al ordinii de zi. O să dau citire la referatul de motivare în sprijinul proiectului de hotărâre pentru aprobarea achiziționării prin convenție cu titlu oneros de către Comuna Vârstănești, județul Bacău, asupra feței de 1400 de metri pătrați, situată în extravilanul satului Vârstănești, pentru executarea unei stații de tratare și clorinare. Doamnelor și domnilor consilieri, cu prilejul ședinței ordinare din data de 28 august 2018, am supus la aprobări în lista investițiilor prioritare pe care se vor realiza în Comuna Vârstănești Bacău prin proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată de județul Bacău în perioada 2014-2020, proiect finanțat prin programul Operațiuni de Infrastructură Mare. Această listă presupune pe lângă alte lucrări de executat și construirea unei stații de tratare clorinare pe suprafețe de teren care se aparțină Comunei Vârstănești să fie declarate de uz ori interes public. Să fie potrivit articolul 863 din Codul Civil, dreptul de proprietate publică se dobândește prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii, prin expropriere pentru cauza de utilitate publică în condițiile legii, prin donație sau legat acceptat de condițiile legii, dacă bunul prin natura lui sau prin voința dispunătorului devine de un or de interes public, prin convenție cu titlul oneros, dacă bunul prin natura lui sau prin voința dobânditorului, devine de uz ori interes public, prin transferul de bun din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia, sau din domeniul privat al unei unități administrativ-teritoriale, în domeniul public al acestuia, în condițiile legii. Pentru stații de tratare și clorinare s-a achiziționat prin convenție cu titlul oneros în anul 2019, terenul suprafață de 2565 de metri pătrați, situat în extravilanul satului Vârstănești, număr de carte funciară numărul 61267, număr catastral 61273, de la cetățeanul proprietar Șerban Cazian, prețul de vânzare-cumpărare a fost de 5.130 de euro, conform raportului de evaluare proprietate imobiliară teren extravilan. În anul 2020, luna efectuării de măsurători cadastrale suplimentare, s-a stabilit că suprafața totală necesară efectuării acestei lucrări trebuie suplimentată cu un teren adiacent în suprafață de 1400 metri pătrați, așa încât s-a contactat acela gospodar proprietar care deține terenul în zonă și s-a încheiat un act adițional la acordul inițial în 2018. Această achiziție suplimentară care se efectuează conform legii
prin convenție cu titlu oneros are, de asemenea, la bază raportul de evaluare a proprietății imobiliare teren extravilar în vederea stabilirii valorii de piață a terenului, conform care s-a stabilit prețul de la 13.700 de euro fără TVA, echivalent la sumă de 2.800 de euro, valoare de piață stabilită prin raportul de evaluare a proprietății imobiliare teren extravilar. După cum urmează, terenul suprafață de 61.453, număr cadastral 61.453 de la proprietarul Șerban Cazian, prețul de vânzare-cumpărare este de 2.800 de euro, conform raportul de evaluare proprietate imobiliară, teren extravilar. Față de cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma în care a fost inițiat. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule! Dacă sunt ceva discuții pe această temă, vă rog să vă înscrieți acum. Domnul Cu stațiile preliminare, mai cineva credește? E proiectul din rândul trecut sau vine în proiectul actualizat acum, 2021? Proiectul actualizat. Deci, temperatura trecută a luat 2.500 m² și nu avem o zonă de protecție. Și ca să avem și zonă... Deci, avem în custodia primării. Îl avem și pe ăsta și în continuare acel teren de 2.400. Să lungim perimetru. Da, să lungim perimetru. Dacă nu mai este spun aprobării proiectul în forma prezentată, cine este pentru? Nu, mai este proiectul atent. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public, în domeniul privat al comunei, a grupului sanitar aferent școlii din satul Brătești, comuna Vârsănești, construcție cu durata de serviciu normată expirată în vederea casării și demolării. Primarul comunei Vârsănești propune, articolul 1, se aprobă trecerea în domeniul public, în domeniul privat al comunei, a grupului sanitar aferent școlii din satul Brătești, comuna Vârsănești, construcție cu durata de serviciu normată expirată în vederea demolării. Amplasamentul eliberat din demolare va fi acoperit cu plăci de beton pentru securizare și pentru asigurarea standardelor de protecție a mediului. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul comunei Vârsănești compartimentului contabilitate financiară, venituri, executare, silite și resurse umane al aparatului de specialitate, precum și instituție prefectului de Sibacu și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Mulțumim, domnul primar. Dacă sunt ceva discuții, vreau să vă înscrieți la cuvânt. Domnul Oțimăi. Asta e discuția în toaletă de la Brătești, nu? Restul în toaletă de la școlile din Bârsănești, care s-au albire? Dacă ați văzut dumneavoastră, ele fost casate în anul 2000. Inclusiv plătirea din sânge. Prima gazină și la nu e nostru. Am înțeles, dar trebuie făcut pe toaletul la stadionul la Cor. Păi, e stadion, nu ai un sânge la toaletă. Ecologică, bă. Indiferent, trebuie făcut ceva. Dacă mai era cineva... Și cu toaleta care acum a spus că trebuie făcut poate de mestre, nu? Că trebuie pui capac sau știi pui... O rezonantă de securitate. Exact, dar nu trebuie o firmă care să vină, care să-și dea avizul de... pentru ăsta, ecologizare. Eu așa cred, eu așa știu că trebuie să vină o firmă, să curăță, să dezinfecteze, să... Nu cum face din capul tău așa. Pentru a fi demolat, trebuie neapărat trecut din public în privat? Da, nu poți să faci intervenții pe cei ce înseamnă domeniul public. Asta trebuie trecut neapărat domeniul privat? Păi de asta spun. După aceea s-a ajuns la niște chestii cu doare, că nu s-au făcut atunci și trebuie făcut acum. Și asta sigur că la mediu trebuie făcut chestia asta. Da, asta se face. Deci trebuie făcut niște mediu, trebuie făcut și avizul la mediu. Dacă mai e cineva care a discutat de asta. Dacă nu se pune și la aprobare proiectul până prezentat, cine este pentru? Domnul Arimitaș, proiectul a prezentat. Punctul 3 al ordinii de zi. Proiect declarat de aprobare prin proiect de hotărâre pentru aprobarea de viziune generală actualizată pentru obiectivul de investiții construirii centrului pentru activități
infrastructurale în comuna Bărsănești, dacă, doamnelor și domnilor consilieri, proiectul nostru demarat în vara anului 2018 pe fonduri europene prin grupul de acțiune locală GAL Valea Trotușului a ajuns la final, motivat de faptul că în documentația de licitație nu a fost prinse rețeaua de canalizare din exterior, bazinul vitalizabil și paratrezătul, lucrări care, de care obiectivul de investiții nu ar fi pus în funcțiune în urma terminării lucrării. Este necesară și oportun inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobare de vizul general actualizat pentru obiectivul de investiții construirea centrului de trenere cu activități culturale în comuna Bărsănești, în sensul majorării de vizului cu suma de 64.175,60 de lei, cheltuială negligibilă, suportată de bugetul local, la care se adaugă TVA în sumă de 12.193 de lei și 36 de bani. Așa, atașăm arătărat de vizul general actualizat, prin până ce prezentat de văzut, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pentru aprobarea de vizul general actualizat a respectivului obiectiv de investiție în forma prezentată. Vă mulțumesc. Dacă se descrie la cuvânt, vedem proiectul prezentat. Domnul Aținui, mai cineva? Aveți cuvânt. În legătură cu proiectul ăsta, cu căminul de la Uravel, nu? Da. Proiectantul, când a făcut proiectul ăsta lui, nu știu cui trebuie fosă, are toaletă înăuntru. Deci nu s-o știu de la bun început, paratrăznet, toate situațiile astea. Problema este că afirul a pus la licitație. Noi și constructorul a luat proiectare cu executare. Eu am înțeles, domnul dumneavoastră. Afirul în proiectul ăsta am înțeles că a finanțat cu 70 și cât? 76 de milioane. Ar fi majoritatea să-ți spună cum de vedere, vreau să ai niciodată așa. Dar cum dacă proiectam, n-ai știut cum trebuie asta, trebuie asta, trebuie asta? Cum s-a aprobat proiectul ăla? Asta e... La timpul ăla nu s-a făcut așa, asta a fost la banii lui. Dar asta e problema lui, ar trebui eu să-ți suport proiectul ăla. Și cu fosa, ce dimensiune are fosa asta? Deci, când ăsta dimensiunea, deci capacitatea ei. Nu ai canalizare. Nu ai, ca să știi, dacă dai la domnul, era proiect canalizare, să finaliza cum era discuția în 2021 sau așa, ok, bun. Dar acum, iar mai dai un miliard și ceva cu toate posibilitatea asta, cu gardă și mai bine la urmă. Eu aici nu am înțeles, deci nu. Eu v-am înțeles, domnul Gărel, dar trebuia făcut, nu putea să o lăsăm așa. Am înțeles, dar până la urmă, sunt 200 și ceva de metri pătrați, nu? Cât are încălzirea? 200 și ceva de metri pătrați, cât are? 280. E, bun. Dar s-o duci la 12 miliarde la un final, o lucrare la 12 miliarde? Din de care se pot din bugetul local 20% din bani? Dar poți face altceva? Eu știu, dacă îl lăsam așa, oare această suprafață... Da, dar asta trebuia atunci discutat cu proiectantul. Dar trebuia avut proiectantul în proședință și spun, domnule, aici, păi vreau să vă spun o chestie, când e termenul de finalizare la proiectul ăsta? În luna care vine. Bun, el dacă nu va termina termenul... Dar e gata, Cătălin, este gata, domnul Cătălin, e gata, într-o, dacă ați fost... Păi da, dar acum cu fosta asta e prelungește. Păi nu, e fosta, e montată. Montată, nu. E montată fosta. Nu asta voi să modificați? Da, deci ei au făcut lucrările tot și acum trebuie să facă rectificare din buget pentru lucrările care au făcut suplimentare. Astea niște lucrări suplimentare care le-au constat. S-a modificat valoarea de mediu general prin aportul construcțiilor făcute după valoarea inițială a proiectului. Și un paratrăz de 200 și ceva de milioane, eu sunt măresc, acum să mă recunez eu, ce îi face paratrăz de la nu știu, apă toată comuna, îi fuge, ce dracu îi face, nu știu, frate. Cum a văzut că este înconjurată roata împrejur cu bani. În loc să pun o antenă de la ore și de la cone, să am semnal la telefon, pun paratrăz de 200 și ceva de milioane. Hai să fiu serios acum. Eu nu m-am primit chestia asta, mă. Dacă mai este cineva care mai discutat de prima proiect? Vreau să cer o informație, doar nimic mai mult. Am văzut în materialul pe care ne l-ați înaintat un deviz general de lucrări. Acel deviz general privește întreaga lucrare sau da, este ceva parțial? Nu, este un deviz inițial care a avut o valoare și un deviz final care are inclusiv lucrările. Eu am văzut acolo că valoare 630 ceva de mii de lei, dacă rețin bine suma, da. Aproximativ. Deci ăsta este devizul general de lucrare. Total al lucrării cu cele două lucrări pe care am făcut vorbire. Da. Poți să aș fără atât. Da, am înțeles. Da. Atât. Mulțumesc. Da. Trebuie să fim obiectivi și conștienți că noi nu puteam să utilizăm construcția respectivă
fără să avem o fosă, pentru că sistemul de canalizare al comunei, nefiind unul care se existe măcar într-o anumită formă, iar fără paratrăs de să fi terminat clădirea și să ne apucăm să facem paratrăs de tot. După, pentru că este o condiție pe care noi o impunem noi, o impune legiuitorul, este o chestie care ține de normalitatea funcționării oricărei instituții publice și siguranța cetățeanului. Deci nu este o chestie pe care am impus-o noi prin voința a noastră ca executiv sau a Consiliului Local Dusăre. Deci este o chestie care ține de legalitate și de respectarea legalității. Aici, când este vorba despre valori, este vorba despre valorile pe care dă un proiectant, un om care își asumă răspundere și un deviz asumat de către constructor și de către proiectant. Deci nu este pus în valori pe care le-am stabilit noi arbitrar, ci au fost stabilite de către oameni competenți în asta, în condițiile în care ele vor fi supradimensionate la controlul curții de conturi. Cei care sunt răspunzători de supraevaluare vor fi făcuți răspunzători, ca și la alte lucrări când s-a mai întâmplat lucruri de genul ăsta. Deci noi nu putem să răspundem pentru chestii pe care cineva le avizează cu ștampilă și palacă pentru valorile pe care le-au stabilit. Astea au fost oferte, astea au fost lucrările executate, care sunt prevăzute de vizul general, cu tot ceea ce înseamnă atât componentele de bază pentru fosă și pentru elementele conexe și toate lucrările aferente, de valoare și toate celelalte. Deci nu noi am stabilit valoarea celor două operațiuni care au fost făcute. Dar trebuie să fim conștienți de un lucru, că nu puteam să lăsăm clădirea fără cele două elemente, care sunt esențiale în funcționarea ei. Dar domnul Vinoan, de nimeni, că nu trebuie, dar proiectantul nu știa din prima, că exact. Trebuie să nu știa regulile, nu știa elementările, nu știa ce trebuie să facă. Nu știa normii, sau cum? Tu preiei un proiect, dar trebuie să știi de la A la Z, până la finalizare, tot ce ai nevoie de la partea inițială. Nu te trezești la mai ai nevoie de la a trezit și mă ceva. Și-o făcut de o greșit, s-o șasă de greșit. Adică dacă el a greșit, nu trebuie să o asumăm noi. Și-o asume, să suporte cheltuia. Da, dar nu trebuie să clădirea fără cele două elemente, e clar. Și atunci este o clădire care ne aparține viitor, care este va fi inventarul nostru, da, pe care nu vrem să lăsăm de muzeu să nu fie funcțional. Adică nu e vina noastră, dar ne constrânge cum ar veni. Nu ne constrânge, conștiința noastră de a face clădire funcțională. Dar el ar putea să facă pe banii, nu să facă continuare și pe mine. Totuși, dacă are ceva de efectat, să nu se dea așteptat, cum ne duce. Asta s-a întâmplat și atât tot. Așa mai vine cu rectificare, cu dată să face 12 miliarde. O plătim 200 de miliarde. Deci nu mai e nicio rectificare, nu mai. Atâta băgăm 380, am făcut demersurile și băgăm 380 că din cauza. Dar eu nu înțeleg un proiect, n-ai plecat să faci un proiect. Ai văzut de dani, deci la un amărât din om, un cetățean de rând, deci până nu are toate, ia viză, semnături. Știți bine și problema cu Ionul, cu mine, nu? Deci până nu ai tot, frate, așa, punctual, deci nu-ți dă aviză. Aici se poate face. Ești așa, mai bine cu rectificare, stai domnule, că am greșit. Păi stai, frate, ești un proiectant până acum. Și în primul rând, primăria este, ca și cotizații, e acționar majoritar în Consiliul Local, nu? Când banii, până la urmă, la Consiliul Local, la primărie, la Consiliul Local. Deci ai 80% aproape tu, Consiliul ăsta, primăriei, care ai pus bani, care ai finanțat. Dacă nu mai sunt discuții, propuneți la aprobare proiectul până prezentat. Cine este pentru? Numărați, doamna secretară. Votul pentru, atât timp cât majoritatea absolută, proiectul a trecut până prezentat. Vă mulțumim. Punctul 4, diverse. Cine se scrie la propunere? Dacă se scrie la propunere, fiecare ședință.